O să vă pune picături, o să stați între picături, da? Până se dilată pupila, da? Și după să vedem, să examinăm și funcția de ochi și să vedem dacă aveți și alte afecțiuni oftalmologice de gen, cataracta, la o continuă să verificăm tot, da? Ca să știți, da? O să fie un consult oftalmologic complet, da? Și dacă aveți nevoie de ochelar, da? O să primiți ochelar gratuit. Inițiativa aparține unei asociații non-guvernamentale de voluntariat din Constanța, care împreună cu medicii de la un spital de oftalmologie constanțean au pus la punct o nouă acțiune de screening oftalmologic. Având și sprijinul Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Constanța, precum și a preotului paroh din comună, voluntarii s-au oprit în micuța așezare și potele. Ne-am organizat să vedem pe pacienți, screening de pacienți care urmează să fie diagnosticați și tratați la noi în clinică. Ne bucurăm tare mult de inițiativa colegului nostru Isham. Continuăm acțiunile de screening oftalmologic și ne reușim să aducem puțină bucurie și sperăm puțină sănătate în aceste zone din Dobrogea. Prin mâinile specialiștilor constanțeni au trecut numai puțin de 100 de persoane, aproape tot satul, care numără 120 de suflete. Inițiativa a fost primită cu bucurie de către localnici, mai ales că mulți dintre aceștia nu își pot permite să ajungă la Constanța, nici măcar pentru un consult de rutină. Chiar erau sceptici când m-am dus și le-am spus că vor că vine cineva să ne facă, cum părinte, să vină cineva să ne facă nou ceva gratuit. Să primim și ochelari gratis sau medicamente sau, eu știu, operație, cum așa cum ne s-a spus. Chiar este un lucru extraordinar de mare, nici nu vă puteți dumneavoastră imagina cât de pătrunzător la sufletul fiecăruia este. Foarte utile, mai ales pentru cei de la țară, care nu au posibilitatea sau pentru a merge și a-și face un control de rutină, chiar dacă ai probleme cu vederea, chiar dacă nu știi în legătură cu copilul sau e foarte... Dumneavoastră v-ați făcut un control? Da, mi-am făcut un control de rutină. Ați venit și cu cei mici? Da, și cu împreună cu copiii. Specialiștii constanțeni au diagnosticat și oferit tratament gratuit pe loc pentru cazurile mai puțin grave. În schimb, pentru cazurile grave, precum glaucom, rinopatii sau cataractă, pacienții vor fi invitați la clinica din Constanța pentru controle amănunțite, iar acolo unde va fi cazul se va interveni chirurgical, intervențiile urmând a fi gratuite. Acțiunea de la Șipotele se înscrie în cadrul campaniei naționale Vederea Clară, Ochi Sănătoși.